facem și, adică am făcut la repetiții, acum să iei să păstienă un joc fecioresc cu ei, e mai greu pentru ei că nu știu unde să se amplaseze, dar de jucat joacă binișor. Au emoții, o parte dintre ei joacă prima dată aici pe scena asta, sunt clasa 1 și a 2, deci ce zic? De la ansamblu Trăitorii, instruit de domnul Emil și doamna Mia Moldova. S-a dat apostit, s-a părit, să vă curte, să vă curte, să vă bere, la domnul instructor, bineînțeles, vă ori cât e două ciocolate, sunt dotate. Bravo, Trăitorii! Să-i vedeți cât e transpirat? Un de repetitii ești marți pentru voi, că ți-ai marți la ora 30 octombrie. Vă rog să nu plecați, urmează copiii de la ansamblu Trăitorii, conduși de domnul Emil și doamna Mia Moldovan, să vedeți că Dumnezeu unde dă, dă. O să vedeți dintre membrii ansamblului, on a Saturday night, Tuesday meets the man of a dream. He says that he got in trouble and she doesn't mind. He doesn't want the company, but there's something in the air. They share a look in silence and everything is understood. He grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't ever give up, it's such a wonderful life. Don't ever give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, through the temple station, cries into the leather seat. But Susie knows a baby was a family man, but the clothes got him down on his knees. So she throws him in the wall and kisses her like fire. And suddenly he starts to believe. He takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't ever give up, it's such a wonderful life. Thank you.
Anul trecut o tabără de gastronomie și anul ăsta mergem înainte, avem o întâlnire europeană de tineret, 80 de tineri din 14 țări, tot pe tema asta, la Băișoara. Că ne trebuie loc unde să avem cazări, știi? Și aș fi făcut cazul undeva, dar cheile, nu știu dacă ai auzit. Am auzit că nu e. E dezastru acolo, Bărăianu, ce are, din păcate, sigur. Da, tot. Este tot. I want to be a part of it, New York, New York, this vagabond shoes are longing to stray right in the very heart of it, New York, New York. New York, I want to wake up in that city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. This little town blues, I'm melting away. I'm gonna make a brand new start of it in a New York.
Felicitări pentru Vera. Vă rog să o aplaudați. Încă la treia placă la Ardej. A venit de la Dermșed, unde a câștigat locul 3. Așa că aveți vedete internaționale în fața noastră. O invit în scenă pe Alexandra. Ea a și dansat. Sau a jucat, mai bine zis, jocuri populare. Și o să cânte, o să vă spun ce cântă. Are mama foarte mare și... Vera, nu vreau să-ți ai CD-ul. Pe tu dorbută. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Servim așa cum se servea atunci, nu frumos cu cuțit, ci tăiem felia pe farfurie de carton cu pâine și cu castraveți. Și
Așa se servește. În afară de asta, aș menționa campania pe care o începem astăzi. Este o campanie de încurajare a tinerilor să se implice în producția de grană. Ceea ce facem noi, împărțim tinerilor semințe de fasole, de bostănel, de dobleac, de pișcători, să-și pună într-un ghiveci sau un grădin afară, să-și cultive un pic de mâncare, împreună cu informațiile necesare, bineînțeles. Mulți producători, avem încă o noutate, un grup de artiști de la Cluj-Napoca. Ei sunt o grupă mare de tineri care au venit cu diverse produse și, ca de obicei, brânzeturile, afumăturile, mierea, uleiul presat la rece, pâinea de casă, sculpturi din lemn, ceramică de la Turda și programul cultural al Casei de Cultură de la Turda. Alex! Știu care-i steaua mea.